Vă salut, prieteni! Astăzi vom discuta despre mari înțelepți danezi. Dacă pisica avea aripi, toate vrăbile ar fi murit. Sfatul la beție nu are sfârșit bun. Înțelepciunea nu crește întotdeauna cu anii. Dă-ți mâna repede la pălărie și încet la buzunar. A ascunde adevărul înseamnă a îngropa aurul. Vrăbile nu ar trebui să danseze cu cocoșii, picioarele lor sunt prea scurte. Darurile fac femeile amabile, preoții indulgenți și legile flexibile. O vrabie suferă la fel de mult ca un cal atunci când își rupe piciorul. Nu este neapărat domn cel care oferă ospățuri în platouri de argint. O piatră pe care fiecare scuipă până la urmă va fi udată. Un câine bun o aleargă după oricine îl strigă. Gospodina și-a lumina de la bărbat, precum luna de la soare. Odată ce ai ajuns pe mare, trebuie fie să navighezi, fie să te duci la fund. Un om trebuie să stea pe un loc foarte înalt pentru a-și vedea propria soartă. După ce a băut, fiecare spune părerea. Cine are bani mulți și nu are copii, nu e bogat. Cine are copii mulți și nu are bani, nu e sărac. Câinii mici și oamenii mici poartă nasul pe sus. Onoarea e ca ochiul, nu te poți juca cu ea. Fii prieten cu cei buni și nu ai de ce te teme de cei răi. Nimeni nu șchiopătează dacă altul se lovește. Este greu să plătești pentru pâinea care a fost deja mâncată. Dacă femeia are buzele mici, are o adâncime foarte mică.